Ionuț Iftimoae a părăsit în Lacrim Survivor România după 13 săptămâni în Dominicană. Show-ul continuă la ProTV azi de la 20:30. Iftimoae n-a fost propus spre eliminare, însă familia lui l-a chemat acasă. Motivele pentru care unul dintre voi părăsește Survivor România sunt de natură personală. Familia ta are nevoie de tine. Iftimoae a avut parte de momente grele în cele 3 luni la Survivor România. Parcursul lui nu a fost lipsit de scandaluri și fostul campion din ring a părăsit competiția cu lacrimi în ochi. Am făcut multe sacrificii pentru a merge înainte, dar nu există comparație între asta și a merge acasă lângă ei mei.